Hei, salutare, bă, băieți! Bine ați venit la un nou clip despre pietre, de data asta. Voiam să vă arăt cam niște pietre noi, deci nu astea, astea le-am, sunt niște rămășițe care vor fi refolosite. Astea le-am luat de pe la mare, o să vi le arăt altă dată mai în detaliu. Vorbim despre aceste pietre, care sunt foarte plate, asta e ud aici, de asta are culoarea asta, și asta la fel. Vorbim de niște pietre pe care le voi desena cumva, adică prin, cu acele freze, vom face cât un desen pe fiecare. Asta, uite, are încă rămășițe din alea, adică nu rămășițe, bucăți mici de granat, dar nu, sunt minuscule și nu o să, adică n-are niciun rost. O voi folosi doar ca un fel de planș așa pe care voi face ceva. Voi începe cu asta, mi se pare tare, tare frumoasă asta, uite-te cât e de plată pe o parte și vom desena ceva. Hai să vedem dacă reușesc să fac ceva, dacă mă pricep la desen. Va fi un desen simplu, vă dați seama. Când greșită. Ok. Să zicem că vine așa, nu știu cum să zic eu. Așa. Hai că... Așa, și aici va veni nu știu, un design. Deci asta va veni deasupra și ăsta un pic săpat așa. Deci asta va veni, aici va veni relief și aici săpat. Adică ăsta e negativ, să zicem. Bun, hai să vedem cum iese. Aș mai putea să fac niște ceva pe aici, dar mai mă gândesc după. O să începem cu asta, care e mai subțire, după care vom continua cu chestii mai un pic mai groase și lărgim pe măsură ce progresăm.
Ei, și am terminat. Cam asta este rezultatul. Faza e că nu se vede aproape deloc, deci nu sunt mulțumit deloc de cum a ieșit așa. Așa că o să încerc ceva nou pentru mine. Am fost la grătarul din fața blocului și am luat câțiva de bucăți de cărbune de acolo și o să încerc să... Și o să dau pe canturile astea să vedem dacă putem evidenția desenul pe piatră, astfel încât să nu apară așa plat, cum să zice. Haideți să vedem dacă reușesc ceva. Parcă se vede mai bine acum un pic, dar bineînțeles încă nu am terminat. Da, parcă se vede mai bine. Aș fi vrut... interiorul să se vadă negru și exteriorul să fie alb, știi? Da, să vedem acum cum rezolv treaba asta.